Spitalul Municipal va înghiți alte 25 de miliarde de lei vechi după ce consilierii locali au aprobat un proiect de hotărâre în acest sens. Rectificarea bugetară vine la o lună de la verificările efectuate pe șantierul spitalului de către Raed Arafat, subsecretar în Ministerul Sănătății. Acesta a constatat că unitatea de primire urgențe este neconformă cu standardele medicale europene. La aproximativ o lună de la verificările efectuate la șantierul Spitalului Municipal de către subsecretarul de stat Raed Arafat, Municipalitatea Băcăuana a aprobat suplimentarea bugetului de lucrări cu 25 de miliarde de lei vechi. Banii urmează a fi virați ca urmare a unei reevaluări a studiului de fezabilitate a proiectului. La lista de investiții se suplimentează lista de investiții cu valoarea de 2.500.000 de lei, credit intern, care înseamnă o sumă alocată suplimentar în urma analizelor efectuate pe studiul de fezabilitate și pe indicatorii tehnico-economice Spitalului Municipal. La începutul lui noiembrie, Arafat a controlat șantierul spitalului, ajungând la concluzia că unitatea de primire urgență este neconformă cu standardele impuse de legislația medicală în vigoare. Raed Arafat a lăsat de înțeles că întregul proiect al unității primire urgențe trebuie regândit, fapt ce necesită fonduri suplimentare. În urma verificărilor, am venit cu propuneri de compartimentare a unității de primire urgențe și de ameliorare a proiectului. Vreau să aducem spitalul mai aproape față de prevederile actuale ale Ministerului. În 2007, când s-a făcut proiectul, încă nu erau în vigoare prevederile privind organizarea UPO din spitale. Raed Arafat, subsecretar de stat în Ministerul Sănătății. Potrivit bugetului aprobat pentru anul în curs, construcția spitalului municipal a înghițit 6 milioane de euro, bani obținuți printr-un împrumut bancar. Șantierul spitalului a devenit în ultimii ani o adevărată vacă de mulți fonduri publice, costul total al lucrării anunțându-se unul astronomic, de menționat că împrumuturile contractate de administrația Stavarache în ultimii 6 ani au înzecit datoria publică a municipiului. Totodată vor avea replătit peste 2.400 de miliarde către bănci, fără a mai pune la socoteală dobânzile și comisioanele de alte câteva miliarde.